Problemele financiare nu ocolesc Liga 2 și Liga 3 nici în acest sezon. Cluburile au în continuare întârzieri de plata a salariilor către angajați, iar informația a fost confirmată de Emilian Hulubei, președintele AFAN, Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori. În Liga a doua, cele mai mari probleme le au două dintre echipele retrogradate în vară din Superliga României, CS Mioveni și Chindia Târgoviște. Vorbind pe datele din trecut, Emilian Hulubei a semnalat faptul că de câțiva ani, toate echipele care retrogradează în Liga a doua au mari probleme financiare sau chiar se desființează. CS Mioveni și Chindia Târgoviște se regăsesc în categoria celor care au acumulat datorii, în principal din cauza faptului că, potrivit lui Hulubei, au înlot jucători plătiți cu salarii pe care le ofereau în prima divizie. CS Mioveni a apelat la concordatul preventiv, procedură destinată societăților care se confruntă cu dificultăți rezultate din orice fel de împrejurare, pentru a încerca într-un anumit fel să poată supraviețui și pentru a prelungi cât mai mult termenul de plată al datoriilor către actualii și foștii angajați. În acest moment, jucătorii lui Constantin Schumacher au aproape 4 luni de neplată a salariilor, după cum a spus Alexandru Dandea pentru Liga 2.0.